Astăzi vom vorbi despre cele mai puternice metode de purificare și protecție energetică. Iar în spiritualitate, una dintre cele mai cunoscute este flacăra violet. Cum lucrăm cu aceasta, dar și cu alte metode, aflăm de la invitata mea de astăzi, Dimitria Puchiu, scriitor, medium, terapeut, specialist în informație energetică, iar în cea de-a doua parte a emisiunii, astrologul Camelia Pătrășcanu va veni alături de noi și ne va dezvălui câteva ritualuri pentru lună nouă și lună plină. Dimitria, bine ai revenit la noi! Bine te-am găsit! Noi românii am aflat așa de flacăra violet prin 2010 într-o campanie electorală, dar atunci s-a vorbit puțin la modul derizoriu despre flacăra violet. Ce este de fapt aceasta? În primul rând, flacăra violet nu este o armă. Și acum să înțeleagă toată lumea ce reprezintă flacăra violet, este o flacără care permite alchimizarea. Este o formă de energie deosebită, foarte puternică, transformatoare. Ea a fost dăruită nouă, oamenilor, planului acesta, prin contele Saint-Germain, în secolul XVIII. Și pentru a înțelege cine este acest personaj, este recunoscut ca fiind unul dintre nemuritorii acestei planete, o ființă care a reușit să alchimizeze, un mare alchimist, care a făcut parte și din serviciile secrete ale lui Ludovic al XV-lea, dar care a străbătut timpul. Se spune că, într-adevăr, sunt foarte mediatizate aceste informații legate de flacăra violet, dar prea puțini îi cunosc originea și scopul utilizării acestei flăcări. În primul rând, este o metodă de purificare. Prin energia flăcării violet ne transformăm, alchimizăm tot ceea ce atingem cu această energie pe care o direcționăm. Nu trebuie să fii neapărat specialist sau inițiat pentru a utiliza această energie. Tot ceea ce se află în acest univers este la dispoziția tuturor oamenilor. Tot ce contează este intenția cu care utilizezi această energie. De aceea spuneam că, cu atât mai mult, această flacără violet nu poate fi utilizată împotriva cuiva, deci nu este o armă, ci este mai curând, poți să spui, eventual o formă de protecție, de anihilare a energiilor negative, a toxicităților, a situațiilor în care corpul nostru este dezechilibrat energetic, dar și în același timp și fizic. Deci poți aduce binele prin intermediul acestei flăcări violet. Cum lucrăm cu această energie? Îmi propun să vă dezvălui două tehnici foarte puternice prin care reușiți să utilizați această flacără violet într-un mod foarte simplu. În primul rând, persoana care utilizează flacăra violet trebuie să aibă conștiința, în primul rând, curată și în același timp să aibă o stare de echilibru în momentul în care intră ca într-o stare ușoară de meditație. Asta presupune să te relaxezi și același lucru chiar invit și pe telespectatori să o facă și să vadă cum rezonează cu această tehnică. În momentul în care te relaxezi, vizualizezi cum corpul tău este deja într-o stare de liniște, respiri adânc de câteva ori până când sesizezi o rărire a respirației tale, închizi ochii și mentalizezi, atenție, nu imaginezi, pentru că imaginația rămâne doar la nivel de minte, pe când mentalizarea presupune utilizarea deja energiei. Poziția corectă și recomandată, exact ca și în stările de meditație, este aceea de a ține picioarele paralel la nivelul umerilor, nu lipite, ci ușor depărtate exact la nivelul umerilor, palmele în sus, iar în momentul în care lucrăm cu flacăra violet, deja vizualizăm în palma noastră dreaptă o flacără de culoare violet, o flacără cu o lumină rece, dar și energie rece, practic nu o flacără exact cum înțelegem noi prin energia focului care degaje căldură, ci aceasta este atipică, este o flacără a vieții. În momentul în care vizualizăm aprinderea acestei flăcări în palma noastră, la câțiva centimetri, continuăm să mentalizăm acest proces de amplificare și de mărire a ei, până când crește în diametru, până când cuprinde corpul nostru. Acum depinde de noi ce direcție dăm și este bine să știm
care este intenția utilizării acestei flăcări violet de la început. Adică, dacă lucrăm pentru echilibrarea corpului nostru fizic, a structurii noastre, de a elimina atacurile energetice, de a elimina blocajele de ordin fizic, da? Sau vrem să mergem mai departe, amplificând această flacără violet, energia ei, să o transmutăm, practic, să o transmitem mai departe, dincolo de corpul fizic, până când cuprinde încăperea în care suntem, casa, poți să mergi până la nivelul cartierului, orașului sau chiar a țării tale. Ajungând la dimensiunea la care tu vrei și spre ce îndrepți această flacără violet, la un moment dat vizualizezi cum acolo unde au fost blocaje și acolo unde au fost identificate energii negative, o să observi că lumina violet se va intensifica. Deci tinde să stagneze o perioadă în zona respectivă. Asta în special când lucrezi la nivelul corpului tău fizic. Mai departe, metoda de retragere a acestei energii, de restrângere, de ieșire din acea stare și tehnică, presupune restrângerea treptată, mentalizezi de asemenea procesul invers, cum se restrânge această flacără violet, ajunge în corpul tău fizic și din nou se ajunge, se micșorează până la nivelul a câțiva centimetri, revenind în palma ta stângă. Cealaltă, deci, palmă. Pleacă din dreapta și se întoarce în palma stângă. Spune-mi, mulțumești și la un moment dat deja ieși din starea respectivă de... Spune-mi, te rog, avem nevoie când de o invocare, de o mantră, de ceva atunci când cerem flacăra violet? Automat, în momentul în care ceri universului ceva, știi foarte bine ce anume vrei. În momentul în care te relaxezi, ceri ca să fii susținut de energiile universale, de energia Creatorului, ca prin intermediul flăcării sale, care a fost dăruită, cum am spus, pământenilor, prin intermediul lui Saint-Germain, această tehnică a fost atunci descoperită, în momentul acela ea să lucreze în folosul tău. De asemenea, tot ceea ce reprezintă violet, reprezintă o ca și cromoterapie, putem folosi culoarea violet, de exemplu, atunci când utilizăm obiecte de culoare violet, dar care să vină în contact direct cu corpul tău, poți să spui că ele lucrează în mediu subtil, continuu, generând stare de echilibru, deci transformând tot ceea ce este toxic, negativ, ce nu ne convine, din structura noastră. Deci poți să zici că utilizezi energia flăcării violet și într-o formă pasivă, da? Fără să fie nevoie de o tehnică. Deci punem intenția ca toate aceste energii de vibrație joasă să fie transmutate în lumină și așa mai departe. Are vreo contraindicație această metodă? Nu, nu are nicio contraindicație. Deci o putem folosi în siguranță. Tot ceea ce vine din divin, tot ceea ce vine din forțele luminii, ale binelui, nu poate fi utilizat în defavoarea omului, da? Și de asemenea nu are efecte secundare. Da? La un moment dat chiar o să o remarcați că după ce ieșiți din starea respectivă utilizând această tehnică deosebită a flăcării violet, o să simțiți în schimb corpul că este un pic rece, luminile, claritatea vizuală se instalează și automat toate luminile, culorile din jurul tău le vezi mult mai aprinse. Mai intense. Deci este unul dintre efectele imediate pe care le percepi. Deci poți să spui că și corpul nostru, automat, conform intenției noastre, are reperele și comunică cu tine vis-a-vis de ceea ce tu ai realizat. Această metodă este pentru tine, da? Deci eu nu pot invoca flacăra violet pentru tine. Pentru altcineva? Da. Ba da, se poate face, dar cu acordul persoanei respective. Deci se poate utiliza și la distanță, dar conform liberului arbitru, fiecare dintre noi este bine să solicite ceea ce vrea, să fie în cunoștință de cauză și oricum universul, acolo unde nu este permis să se intervină în destinul omului, în soarta lui, poate omul respectiv are nevoie de alte conștientizări prin starea respectivă de suferință care o traversează și atunci nu ți este ție permis. Sau chiar dacă tu ești bine intenționat și îl învălui cu lumină, cu lumina minunată a flăcării violet, el poate să resimtă o stare ușoară de bine, dar el, până nu-și încheie programul său,
e posibil să nu rezoneze. De asemenea, persoanele care nu doresc, care nu cred, nu există în sistemul lor de credință, că atunci când lucrăm, de exemplu, la nivel național, da, clar, impactează tot ceea ce există în interiorul pământului, pe întreg diametrul flăcării violet, inclusiv persoanele, incintele, clădirile și așa mai departe. Nu toate persoanele sunt deschise sau nu doresc, da? Și atunci ea nu va transforma, nu va intra în structura lor. Deci are o conștiință proprie. Exact. Ca tot ceea ce există în universul acesta, în forma inteligentă a creatorului, există și o conștiință proprie. Și cea de-a doua metodă? Cea de-a doua metodă este o metodă dragă mie, care mi-a fost revelată personal. În momentul în care am trecut printr-o perioadă dificilă în viața mea cu starea mea de sănătate, la un moment dat am cerut universului, dăruiește-mi rezolvarea situației, echilibrarea mea în momentul acesta. Nu am vrut să apelez la ceva exterior, în sensul de a apela la prieteni, cunoștințe și așa mai departe, și pur și simplu am cerut inspirație divină în momentul acela. Eram departe de, cum spuneam, de țară. La un moment dat am vizualizat cum coboară o rază de lumină din Creator. Aveam această certitudine că de asta este important să știi cărui plan te adresezi. Și întotdeauna, atunci când vrei să faci bine, clar, te adresezi planului suprem creator. Deci tu aveai o problemă de sănătate destul de serioasă în acel moment. Da, exact, destul de serioasă. Și în momentul în care am cerut, am invocat, practic, susținerea divină, am vizualizat o rază de lumină de culoare albă de data aceasta, dar albul include toate culorile în spectru luminii. Atunci când se descompune lumina, se observă tot rogvaivul, exact ca și culorile ceacrelor noastre, ca și culorile curcubeului, da? În momentul în care am văzut această lumină albă pătrunzând în structura mea, corpul meu s-a echilibrat. Am verificat ulterior, bineînțeles, ceea ce am trăit atunci, la un interval foarte scurt de timp, și se rezolvase problema de care sufeream. Această tehnică am redat-o și în primul volum din seria Călător în Infinit, o serie care va cuprinde, este proiectată să aibă 7 volume, deocamdată am scris primele 3, și în această tehnică eu descriu pașii, etapele, deci teoretic prin carte, dar de aceea și recomand celor care au posibilitatea să vină și practic. Pe 23 noiembrie am un eveniment, un curs cu această temă de echilibrare, în care împreună cu participanții lucrăm și ne alchimizăm live, poți să spui, în direct, atunci în 23 noiembrie. Iar cine nu poate găsi această metodă de purificare în carte. Spune-mi, cum putem purifica un spațiu cu ajutorul flăcării violet? Casa noastră, de exemplu, sau biroul? Deci, pașii sunt exact cum i-am descris mai înainte. În primul rând, intri în stare de relaxare. Poți, dacă vrei și dacă sistemul tău de credințe, faci exact conform sistemului tău de credințe, căci ceea ce tu crezi. Ai forța aceasta de co-creator, pentru că divinul se află și în tine. Și automat, tot ceea ce tu etichetezi într-un mod, acel lucru se va răsfrânge asupra ta, da? Conform legii rezonanței, conform intenției și vibrației tale, și automat va crea. Deci, prin urmare, dacă sistemul tău de credințe îți impune și spui că, domne, eu mă simt mai confortabil dacă mai aprind o lumânare, dacă tămâie sau aprind bețișoare parfumate, în momentul în care intenționez să utilizez flacăra violet pentru casa mea, poți să o faci. Deci nu are, să zicem, contraindicații sau nu se anihilează o formă pe cealaltă. Avem